Amazing Channel. Invitație la teatru radiofonic. Ultima oră. Adaptare radiofonică după piesa lui Mihail Sebastian. În distribuție Rodica Suciu, Octavian Cotescu, Ion Finteșteanu, Nicolae Neamțu Otonel, Nichi Atanasiu, Mircea Balaban, Mihai Fotino, Demrădulescu, Dan Damian, Victor Dogaru. Înregistrare din anul 1963. 1932. O dimineață de vară. Redacția unui ziar de scandal ca atâtea care apăreau în anii dintre cele două războaie. Ziarul Deșteptarea. De câteva ore a încetat munca de noapte a redactorilor și a corectorilor. Rotativele tipografiei scot la iveală una câte una inutilele foi. Pe birourile redacției domnește o mare dezordine. Vrafuri de ziare, tăieturi din presă, clișee, creioane, foarfeci, guma arabică, cerneală și manuscrise fără importanță, zac aruncate la întâmplare. La o masă, cu capul rezemat pe brațe, Voicu, singurul redactor care a mai rămas după serviciul de noapte până la apariția ziarului, dormitează cu pălăria trasă peste ochi ca să nu-l supere razele calde ale soarelui. Pe ușa redacției intră Niță, omul de serviciu, cu un teanc de ziare pe care le distribuie pe birourile redactorilor. Iată și gazeta noastră, domnule Voicu. A apărut... Acu aducă băiatul la tipografie. Uite, e cald. Da. Se ia cerneala pe degete și miroase de te trăznește. Miroase a mort. Toate gazetele au un miros. Vă spun eu că doar sunt vechi în presă. Dar a noastră are parcă alt miros. Parcă ar fi gaz, parcă ar fi pucioasă. Beata nevastă mea o simte de la o poștă. Niță, îmi spune dânsa. Iar mi-a adus blestemăția aia în casă. Nu doarme noaptea, domnule Voicu, dacă-i deșteptarea în casă. Alo. Nu, domnul Gopian nu e aici. E la administrație, aici e redacția. Niță, tu nu te-ai întrebat niciodată din ce-o fi trăind? Cine? Gazeta noastră, Deșteptare. De ce, parcă trăiește? Oarecum. În orice caz, se ține pe picioare. Apare, da, domnule, că apare. Auzi? Da. Se strigă pe stradă, trăiești. Da. Dar cine o scoate, cine o citești, cine o plătești? Pe descurs o scoatem noi. De citit o citim tot noi, dar de plătit zău nu cred să plătească cineva. Eu n-am văzut o chenzină, frateniță, de 3 luni. Ba, eu numai de 2. Stai bine. Dar eu cred că azi... Credeți că... Cred, trebuie să cred, că altfel ce mai aș face? Așa mă duc seara pe la cafenea și mai împrumut cât un pol, 2 în contul chenzii. Așa nu mai merge, domne Voicu. Ba, merge, nu vezi că merge. Toată șandramoasa stă în aer, chiria neplătită, tipografia neplătită, hârtia neplătită. De noi ce să mai vorbim? Uite, și totuși merge. În fiecare seară îmi spune, gata, s-a terminat, mâine nu mai apare. Și uite că tot apare. Domnul, ce dorește? Mă rog, dacă nu vă deranjez, aș vrea să știu dacă aici e ziarul Deșteptarea. Aici e. Dacă aveți vreun anunț, a doua ușă pe dreapta, la administrație. Da. Îmi dați voie să mă prezint. Andronic, profesor de istorie. Da, îmi pare bine. Voicu. Vedeți... Eu am scris un articol. Și vreți să-l publicați? Nu, dimpotrivă, aș fi vrut să nu-l public. Păi nu e obligatoriu. Da, acum e prea târziu. Deci? Fiindcă s-a publicat. Unde? Aici, în Deșteptare. Mai de mult probabil. Nu, chiar azi dimineață, în foile tot. Om? Poftim, uitați-vă și dumneavoastră. Eu, domnule, pe ăsta nici nu-l văzuse. Alexandru cel Mare în medie, de Alexandru Andronic. Eu sunt. Da, și ce poftiți? Aș vrea să vorbesc cu domnul director. Cu domnul director? Și eu aș vrea, dar nu-mi vine decât la zile mari, când e sănăzare. Da.
Totuși, eu trebuie să-l văd. E ceva de extremă importanță. De atunci, știu și eu. Vorbiți cu secretarul de redacție, cu domnul Ștefănescu. E aici? Nu, încă nu, dar trebuie să vină. Sau și mai bine, dacă vă grăbiți, mai faceți dumneavoastră un tur două pe stradă și reveniți. Da, mai bine așa. Tot am de făcut o târguială jos la librărie. Da. Mă duc și mă întorc. Am onoarea să vă salut. Salut. Domnul profesor, nu cumva... Nu cumva ați venit pentru onorar? Care onorar? E, onorar de colaborare, plata foiletonului. Se plătește. E, mai e vorbă? Dacă pentru asta ați venit, lăsați-ne adresa și vă trimitem noi banii acasă comun de serviciu. Vă mulțumesc, dar eu am venit pentru cu totul altceva. Așa și ce, mare lucru nu o să fie, dar oricum, 1000, 2000, tot... Eu n-aș vrea să credeți că... A, și nu, frate. Eu nu, eu... La mine e o chestiune de principiu. Uite ce, domnule profesor, știți, ca să mai pierdeți vremea cu formalității, lăsați aici 100 de lei pentru timbre, impozit și alte angarale și când veniți înapoi, vă prezentați direct la ghișeu și încasați banii. Da, poftim, poftim suta. Da. N-aș vrea să vă osteniți atâta pentru mine. Da, dar nu e nicio ostenă. Vă mulțumesc. Vă salut. Da, vă salut, vă salut. Cu adevoicule, e un sas, suta. Băiete, da. Pune cafeluța pe masă la mine, uite. Da. Ia și sutarul, restul pentru tine. Să trăiți, cane, să trăiți. Ștefănescu a venit? Niță, da. Niță, adu hârtie de m-am scris. Dar ce e, Pompilian, de ce ești așa de grăbit? Am făcut o lată azi noapte și n-am avut timp să scriu reportajul. Să-l ticlesc acolo de pe zeală. Ce-i asta, Niță, ce-i asta? Hârtie de scris sau hârtie de împachetat brânză? Ordin de la administrație, economie. Ce decădere. Dragă băicule, n-ai un subiect? Ba da, cum să nu? Ha? Mie somn. Să trăiți, domnule Ștefănescu. N-au zis că sună telefonul. Alo, da? Da, eu sunt secretarul de redacție Ștefănescu. Nu. Nu. Am zis nu. Pagina 2, coloana 3. Fără clișeu. Fără! Ah, băicule, au venit telegramele, Radu? Da, uite-le acolo. Și clișeile? Numai unul, uite, poftim. Uite, zincografia zice că nu mai vrea să lucreze fără bani. Nimeni nu mai vrea să lucreze pe credit. Agopia mi-a promis aseară că ne dă ceva din salariu, așa că mă aștept. Băicule, nu o să mai pierde vremea pe aici. Mai bine du-te și te culc. Mă duc, că sunt obosit, bort. Ai văzut gazeta? Cum îți place? O porcărie. Nu-i nimic, că tot nu citește nimeni. Să nu zici vorba mare, băicule. Mm. Am văzut azi doi oameni cu deșteptarea mână. Unul în tramvai și altul aici, în colțul străzii. Trebuie să fi fost niște provincial. Dar asta ce? Care? De unde a mai răsărit și asta în gazetă? Ce? Alexandru cel Mare în media. Păicule, tu ai trimis-o la tipografie? Nu, poate dumneata. N-am văzut manuscrisul, nici nu mi-a trecut prin mână. Cine e pișandronic ăsta care semnează foiletonul? Banan, da, a fost pe aici, zicea că o să mai vină. Dar cine l-a dat la tipar? Cine bandada asta? L-o fi dat directorul, șef. Cum o să-l dea directorul? Directorul și Alexandru cel Mare. Alo, tipografia? Dă-mi-l pe șeful de atelier. Da, pe Hubert. Sau mai bine, spune-i să vie imediat la mine. Alexandru Andronic. Cine dracu i-o fi dat drumul articolului? Salut, domnule Ștefănescu, m-ați chemat? Ce mi-ai făcut, Hubert? Eu? Ce-ai văzut pagina a doua? Aseară la revizie, în foiletoane, era cronica literară. Și acum a apărut Alexandru cel Mare în media de Alexandru Andronic. De unde mi l-ai scos pe Andronic ăsta? Să vedeți cum s-a întâmplat. Mi-a telefonat azi noapte directorul să scot din pagina 5 un articol cu prețul ovăzului. Și? Și l-am scos, ce era să fac. Am luat atunci cronica literară din pagina a doua și am trecut-o într-a cincea, în locul ovăzului. Da, da, mi-a rămas foiletonul liber. Ei, și atunci l-am băgat pe Alexandru ăsta în loc. De unde l-ai luat? De unde să-l iau? Din tipografie, era gata cules. Ascultă, Hubert, cu articolul ăsta nu-i lucru curat. Nu e de la noi. Mie nu mi-a trecut prin mână. Oleo, atunci să știți că e de la revistă. A? De la revista de istorie antică. Nu se tipărește la noi în tipografie? A, la tipografie. Ce să fac dacă s-au încurcat spalturile? Eu 10 mâini n-am și așa sunt plătit destul de prost. Asta nu mă privește. Eu nu vreau să mă trezesc dimineața cu tot felul de chestii strecurate în gazetă. E, acum că am descurcat-o, poți să te duci. Ați fi descurcat-o dumneavoastră, dar eu mai rău am încurcat-o. Ăștia de la revista istorică pentru o greșeală de tipar urlă 10 săptămâni. Dar ce o să fac acum pentru una boacănă ca asta? Ce bombă, domnule, ce bombă. Vă rog, domnul director a venit. Domnul director nu prea vine, dar vorbiți cu domnul secretar de redacție. Mulțumesc. Bună ziua, domnule secretar. Da.
Îmi dați voie să mă prezint. Alexandru Andronic. Da, cum a spus? Andronic. Las loc, cu ce vă pot servi? Ștefănescu. Mulțumesc. Vedeți, domnule Ștefănescu, în general eu nu citesc ziare. Foarte bine, foarte bine. Mi s-a arătat însă în ziarul Deșteptarea un articol semnat cu numele meu. Despre Alexandru cel Mare. Tocmai, e un articol ce trebuia să apară într-o revistă de specialitate, revista de istorie antică. Nu înțeleg cum a ajuns la dumneavoastră. Într-o gazetă zilnică de informații, de politică. Înțelegeți că mi-e penibil ca articolul meu, care aduce o contribuție absolut nouă la istoria lui Alexandru cel Mare, să apară așa cum a apărut. E penibil și poate chiar în anumit fel primejdios. Primejdios? Nu văd de ce. Vedeți, eu sunt conferențiar la Facultatea de Litere, Catedra de Istorie. Istoria antică. Aha. De câtva timp vacantă. Știți, și s-ar putea crede că am publicat acest articol într-adins într-un ziar politic ca să exercit o presiune asupra cercurilor universitare pentru a fi avansat. Nu cred că s-ar putea interpreta astfel. Dar de vreme ce a apărut, acum ce putem să mai facem? Mă rog, acest articol a fost publicat din eroare? Da. E bine, nu s-ar putea da o dezmințire? Greu. O gazetă serioasă nu-și dă singură dezmințire. Și de altfel, ce importanță are, domnule profesor, toată chestia asta? Să o lăsăm așa cum este. Cum n-are importanță, dar cuvântul tipărit are o mare greutate. Tipărit? Ce mare lucru! O gazetă trăiește o zi, mai puțin ca o zi, o dimineață, o oră. O gazetă moare 5 minute după ce a fost citită. Vă asigur că mâine dimineață, astăzi seara chiar, nu va mai fi un singur om care să-și amintească că profesorul Andronic a publicat un articol fără să vrea, într-o gazetă care l-a tipărit fără să știe. Atunci, nu s-ar putea ca în numărul de mâine să puneți cel puțin o erată? Erată? De ce? Pentru că, vedeți, articolul meu e plin de greșeli de tipar. Toată gazeta e plină de greșeli de tipar. Da, în cazul meu e un articol de știință. Sunt denumiri geografice, sunt date istorice. Nu mai înțelege nimeni nimic. Nici nu trebuie. Dar totuși trebuie să vă arăt că au ieșit fraze fără niciun sens. Bună oară aici. Vom arăta altă dată și păstrăm în acest scop probe pe care preferăm a nu le destăinui pentru moment, pe ce se întemeiază convingerea noastră că de la Proftazia la Kabul, itinerarul eroului nostru a cunoscut faze insuficient studiate până azi și care merită să fie aduse la lumină. Ei bine, în loc de Proftazia, știți ce a apărut? În loc de Kabul, știți ce a ieșit? Un moment! Alo, da? Da! Bine, bine, bine! Pobilian, termină odată cursivul, că mi-l cere urgent tipografia. Bine, bine! Domnule profesor, dacă voi serată, fie și erată. Treceți dincolo și mi-o scrieți. O am aici, gata scrisă. A, atunci, cu atât mai bine. Poftim. Aș mai avea multe de spus, dar văd că sunteți foarte ocupat. Enorm! Însă, în ce privește onorariul? Ce onorar? Era adineaori aici un tânăr care zicea că se ocupă de el. Onorar? Care onorar? Alo, da? Agopian? Care Agopian? Nu e aici, domnule. Eu vă las, nu vă enervați. Am onoarea. Am terminat, poftim articol. Atenție, vine directul. Să trăiți! Am onoarea să vă salut, domnule director, să trăiți! Ceva, Pompilian! Ai ceva pentru mine, Ștefănescu? Niște hârtii fără importanță, le-am lăsat pe birou la dumneata. S-a scos articolul cu ovăzul? Am telefonat azi noapte. S-a scos! Ștefănescule, fii atent, câteva zile niciun cuvânt despre ovăz nu există, înțeles? Înțeles! Și cu erata asta, ce? Proftazia, Marocarda, Oxiast? Al de bun! Vrea erată! Auzi, dumneata, erată la gazetă! Foarte bine, faceți să le rupeți. Cum stai cu gazeta? Ai nevoie de un articol? Nu mi-ar trebui un editorial. Pentru un editorial n-am timp. Mă duc la mine în birou să scriu o casetă pentru ultima pagină. E și casetă. Bună ziua. Mi-a dat cine, domnișoară, și pe cine cauți? Mă numesc Magda Minu. Vreau să vorbesc cu cineva din redacție. Și eu sunt din redacție, dar sunt ocupat. Vorbiți cu domnul secretar. Da. Bună ziua, domnule secretar. Vă pot cere o informație? Sunt ocupat. Totuși ați putea să-mi răspundeți când îl pot găsi pe domnul Andronic? Eu? De unde să știu? Cum e redactor aici? În ziarul de azi a apărut un articol semnat cu numele lui. Da, un articol, un singur articol a apărut. Și de azi de dimineață nu mai am un moment de liniște.
Te pomenești că și dumneata tot pentru articolul ăsta ai venit. Da, și vrut să-mi dea unele lămuriri, fiindcă dacă s-ar adeveri ce scrie în articol, ar fi îngrozitor. Până acum era stabilit că drumul de la Proftazia la Kabul, Alexandru cel Mare l-a făcut în iarna anului 330-329. Domnul Andronic pretinde însă că Alexandru cel Mare a făcut acest drum cu un an mai târziu. Ce? Ce importanță are? Imensă, domnule. Mie puțin îmi pasă. Vă cred și mie puțin mi-ar păsa dacă ar fi numai atât. Dar dacă Alexandru cel Mare a făcut acest drum cu un an mai târziu, înseamnă că se afla în media în momentul când Parmenion își serba aniversarea. Înseamnă că Alexandru a luat parte la asasinat. Ar fi îngrozitor. Alexandru nu poate, nu trebuie. Ia ascultă, domnișoară, dumneata ai timp de glume? Eu n-am. Dar nu glumesc deloc. Nici n-aș îndrăzni cu lucruri atât de grave. Grave? Fracuri, prostii, idei fixe. Eu n-am timp, înțelegi? N-am timp. Eu trebuie să fac gazeta. Înainte de a pleca, mai pot pune o întrebare? Poftim. Despre ce e vorba în articolul pe care l-ați trimis la tipografie? Despre un om politic, Brănescu de la instrucție. Și crezi că Brănescu de la instrucție e mai interesant decât Alexandru cel Mare? Crezi că toată gazeta asta, cu toți oamenii ei, sunt mai vii, mai frumoși și mai adevărați decât Alexandru cel Mare? Sau la urmă, urmenor, ce-ți pasă dumitare de Alexandru cel Mare? Îl cunosc, îl știu. Ha? L-am văzut, uneori îl văd. Nu, nu înțeleg. Sigur că nu înțelegeți, dar eu sunt clipe când îl văd foarte bine. Aș putea să-i vorbesc. Uite, suntem în iunie. 2, 3, 4 iunie 323. Nopți grele de vară în Asia. Corturile ard încă de soarele zilei. 40.000 de oameni dorm în cinș, cu spada în mână, cu scutul la căpătâi. Un singur om veghează sub stelele albe. Și printre stele, steaua lui, care încă n-a căzut. Are 33 de ani, a cucerit jumătate planetă și are mâinile pure. Mâini albe, lungi, tinere. În zor va face un semn și cei 40.000 de oameni se vor pune din nou în mișcare să cuprindă cu armele cât pământ a rămas. În zori. Dar e încă noapte. Și steaua lui, care încă n-a căzut, va cădea. Apropie-te de el. Mâinile lui ard. Fruntea e caldă. Buzele sunt palide. Domnișoara, poate ți-e rău. Te-am speriat. Dacă ai fi fața mea, nu te-aș lăsa să umbli pe stradă așa, cu capul în nori. Dar nu sunt și nici nu vreau să fiu. Dumneata, întoarce-te la faptele dumitale diverse. Eu plec cu Alexandru cel Mare. Poftim! Am terminat articolul. Ce spui, n-ar fi bun ca editorial? Cam scurt pentru un editorial. Mai rărește rândurile. Știi, m-am uitat prin gazetă. E moartă. Moartă. N-are nimic, absolut nimic. Știri vechi, reportaje răsuflate, articole idiote. Ce poți să faci eu cu o redacție neplătită? Las că se aranjează, îi se învârtesc cu toți. Și dacă unii din ei nu se pricep să se învârtească? Treaba lor. Mai mult decât să închid ochii n-am ce să fac. Cu redacția să zicem că mai putem duce. Dar ce facem cu zincografia? De. Nu vrea să ne mai facă clișee pe credit. Ha, canali. Ne trebuie bani, altfel nu mai merge. Nu, bani, Ștefănescule, ne trebuie altceva. Ne trebuie o lovitură, înțelegi? Ceva tare, tare de tot, ceva senzațional. Un scandal, o crimă care să ridice tirajul. Crimele nu mai rentează, sunt în toate gazetele. Alo, da? Da, eu sunt. Ce? Hai! E rara dracului de tipografie. Ce? Domnule director, trebuie să mă duc la tipografie, că iar am încurcat paginația. Dacă aveți 10 minute libere, vă rog să rămâneți dumneavoastră, că poate mai cheamă provincia. Du-te, Ștefănescule, dar nu întârzia că sunt grăbit și gândește-te la ce ți-am spus. Am să mă gândesc. Ne trebuie o lovitură. Mă întorc imediat. Coane Grigluță, dumneata la noi, ce surpriză. Dar de ce te-ai deranjat? De ce nu mi-ai dat un telefon? Veneam eu. Așteptai un telefon? De la mine? Da, eu totdeauna aștept. Ascultă, să vorbim limpede. De altfel sper să nu fie mult de vorbit. N-ar fi mai bine să trecem la mine în birou? Nu, prefer aici, eu mai sigur. Spune-mi cât vrei. Cât mai mult? Dar pentru ce? Pentru infamia de azi. Care din ele? Aha, sunt mai multe. Da, numai că în momentul de față nu știu la care din ele te referi. Ești cinic. Nu, surprins. Nu știu despre ce e vorba. E în gazeta dumitale de azi un articol foarte interesant.
bine camuflat, dar care conține un mare șantaj. Exagerez, Coane Grigută. Îmi cunosc gazeta și îmi cunosc oamenii. Nu e niciunul dintre ei capabil de un mare șantaj. Dar dumneata ești capabil. Da, când îmi dau o stenelă. Și ți-ai dat-o. Ascultă, să vorbim sincer ca între bandiți. Ca între doi bandiți onorabili. Spune, ce vrei? Cât vrei? Îți dau cuvântul meu de onoare că n-am știut până acum nimic despre amestecul dumitale în afacerea Carun. Știam că faci petrol, metalurgie, nu știam că lucrezi și în cereal. Da, ai aflat la timp. Dar pe aseară. Și atunci când am aflat, am dat ordin să se scoată din gazetă orice aluzie, fie cât de vagă, la chestia cerealelor. Din pură generozitate? Nu, din calcul. Aha. Cel puțin până la încheierea definitivă a contractelor nu trebuie vorbit. Și mai știam că dacă voi veni să te vizitez, să zicem poi mâine, voi găsi la dumneata oarecare înțelegere. Și oarecare bani. Ca de obicei. Atunci de ce ai preferat să ameninți? Eu? Da, să ameninți, să strângi documente și să insinuiezi că ești gata să le publici altă dată. Vechiul sistem de șantaj. Altă dată. Coane Griguță, iartă-mă, nu știi ce vorbești. Se poate, dar știu să citesc. Ce e asta? E doar gazeta dumitale. Citește. Alexandru cel Mare în media. Ce? Ce-ai dumneata comun cu Alexandru cel Mare? Multe, dacă citești printre rânduri. Ascultă. Alexandru cel Mare așteaptă încă un an pentru a da o nouă lovitură. Și aceasta pentru că se lovește acum de problema gravă a cerealelor. El trebuie să hrănească importante efective de cavalerie. Și chiar dacă ar izbuti să organizeze un monopol al ovăzului... Al ovăzului? Un monopol al ovăzului. Nu e clar? Vrei să spui o aluzie la afacere, Carun? Aluzie? Nu. Atac direct. Ascultă mai departe. Vom arăta altă dată. Vezi? Altă dată. Și păstrăm în acest scop probe pe care preferăm a nu le destinui pentru moment. Evident că preferi. Pe ce se întemeiază convingerea noastră că între Protar și Carun itinerariul eroului nostru a cunoscut faze insuficient studiate și care ar merita să fie aduse la lumină? E clar, nu? Plătești sau aduc la lumină? Ce o prostie! O confuzie, o eroare. Nu, e ceva mai simplu, un șantaj. Dar ce nu înțeleg e de unde ai dumneata informații asupra afacerii Protar. Protar ce? Proiectul e în cartoanele mele de un an. Credeam că nu știe nimeni. Văd că m-am înșelat. Tocmai de aceea am venit să te întreb ce știi, cât știi și cât vrei pentru ceea ce știi. Coane Griguță, de vrut aș vrea mult, dar nu știu nimic. Prin urmare... Refuzi? Refuz să înțeleg, refuz să cred. Am impresia că îți bagi joc de mine. Îmi arăți un articol idiot scris dracu. Știe de cine? Alexandru Androni. Dar cine mai fi și ăsta? Nu știi cine e? Nu. Nu-l cunoști? Nu. Joși tare. Joși mai tare decât credeam, dar greșește previu. Eu știu să lupt. Coane Grigut. Am terminat pentru azi. Dar te sfătuiesc să te gândești bine la ce faci. Mă găsești mâine dimineață la 9 la birou. Poate că te răzgândești între timp. La urma urmelor, poate că ai dreptate. Poate că... Cine știe? Poate că mă răzgândesc. N-ar fi rău. Ștefănescu. Așa. Alo? Tipografia? Spune lui Ștefănescu să fie imediat la mine. Pompilian, vino da, da. A venit, domnule. Pompilian, da. Este la noi în redacție unul Alexandru Andronic sau e un pseudonim al cuiva? Nu cred, n-am auzit. Dar articolul ăsta l-ai văzut? Alexandru cel Mare în media de Alexandru Andronic. Trebuie să fie un colaborator din afară, eu știu cine. Poate. Dar uitați că vine voi. Poate că știe el mai mult. Dar să trăiți, să trăiți, domnule director. Voicule, da? Cunoști pe unul Andronic? Da, a fost pe aici. Când? Azi dimineață. Ce voia? Păi căuta pe dumneavoastră. Pe mine de ce?
Păi n-a vrut să spune cea că e o chestie de extremă importanță. Avea dreptate, de extremă importanță. M-aș mira, arăta mai mult agemici că e profesor. Și încă ce profesor? Ăsta ar putea să ne dea lecții la toți. Băieți, da, da, trebuie să-mi-l găsiți pe Androni neapărat. Chiar asta, să-l scoateți din pământ cu orice preț. Da, bine, domnule director. Șefănescule, am găsit. Ce? Lovitura, marea lovitură. Unde? Unde te așteptai mai puțin? Chiar în gazeta noastră, în foiletonul ăsta. Ștefănescule, eu am plecat. Rămâi aici, nu te dezlipești de lângă telefon. Da. Fii gata pentru o ediție specială. Da. În orice caz, păstrează-mă o pagină liberă la ultima oră. Da. Curat, băieți! Azi va avea știri importante la ultima oră! Nu mai înțeleg nimic. Alexandru cel Mare, la ultima oră. În după-amiaza aceleiași zile, la locuința profesorului Andronic. Ana, femeia de serviciu, tricotează și ascultă la radio cu mare atenție conferința profesorului. Dar omul de știință nu are dreptul să fie sedus de asemenea frumuseți când adevărul lor istoric este nesigur și cu atât mai puțin când el este categoric fals. Foarte puține sunt datele certe, absolut certe, din istoria războaielor lui Alexandru cel Mare. E de exemplu sigur că armatele lui trec Tigrul în septembrie 331 înainte de Hristos. Cine o mai fi tocmai acum când îl ascultam pe domnul? Domnul profesor Andronic locuiește aici? E acasă? Eu sunt Magda Minu. Aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră. În cronologia alexandrină. Încet. Istoricul poate să regrete lipsa lor, căci istoricul dorește cât mai multă preciziune. Dar figura lui Alexandru cel Mare nu pierde nimic din nesiguranța datelor. Miturile sunt mult mai puternice decât documentele. Și poate că ceea ce este cu deosebire fascinant în Marele Macedonean este misterul ce încă azi, după 23 de veacuri, înconjoară și ascunde miraculoasa sa aventură. În ciclul Mituri și eroi a vorbit domnul profesor Alexandru Andronic despre Alexandru cel Mare. Cum el a vorbit? El a fost? Da, dumnealui. În urmare nu e acasă. Atunci mă duc. Dar cine sunteți dumneavoastră, ca să-i spun? Nu mă cunoaște. Dar de ce nu stați, că acum trebuie să fie și dumnealui? A zis că de la radio vine de-a dreptul acasă. Ah, da, frumos a mai vorbit. Frumos? Frumos și tare. Mă și mirză. Aici acasă abia deschide gura. Câte ziulica de mare stă acolo la birou. Citește, scrie și citește. Are ce citi. Slava Domnului, unde te întorci numai cărți. Auzi că sună, poate că a venit. Nu, 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 nu el, că nu sună niciodată. Are cheie, cred că e o greșeală. Vedeți? Uite, nu mai sună. Și când ați venit dumneavoastră îmi spuneam că e o greșeală. Cine să sune la noi? Ei, auzi? Cine să fie? Se vede totuși că e cineva. Stați aici că eu mă duc să văd cine. Da. Domnul profesor Andronic e acasă? Nu e acasă. Doamna Andronic? Nu. Atunci domnișoară Andronic. Nici. O prietenă a domnului profesor. Încă o studentă. Oarecum. Domnișoară, vă rog să mă iertați să pun atâtea întrebări, dar trebuie neapărat să-l văd pe domnul profesor. O fi trebuind, dar dacă nu e acasă, cine sunteți dumneavoastră? Neata să taci. Oh. Singura am drept să mă întrebe domnișoara. Vă înșelați, domnule, nu am niciun drept să pun întrebări în această casă. De altfel, nici nu sunt curioasă. Cu atât mai bine. În schimb, eu sunt foarte curios. Vă rog să nu umblați în hârtiile de pe birou. Neata, ești de prisos, poți să ieși, n-am nevoie de dumneata. Dacă mai umblați prin dosar, eu stric. Strigă de aici. Vai de mine, domnișoară, stai nebun. Ce te-a apucat, domnule? Lasă hârtiile în pace. Mă duc să-l chem pe poarta. Stai, nu te duce. Am impresia, domnule, că sunteți în căutarea unor documente importante. Foarte importante. Dumneata știi ceva? Bănuiesc că dacă un om năvălește într-o casă străină cum ați năvălit dumneavoastră și caută ceva, acel ceva nu poate fi decât foarte important. Dar unde e domnul profesor? La radio. Acuș trebuie să fie. E la radio, dar de acolo se duce la universitate. La curs. Da, azi e miercuri și miercuri între 6 și 7 are întotdeauna curs. Da? Vă mulțumesc pentru informație. N-aș putea cumva să-i telefonez la facultate? N-avem telefon. Chiar dacă-i telefonați, nu o să vă poată răspunde pentru că e în sală la curs.
Mai bine să vă duceți acolo, îl găsiți sigur. Poate că aveți dreptate, dar de la curs nu vine acasă? Uneori, dacă vreți, așteptați. Aha, mai bine mă duc. Domnișoară, vă cer scuze. Dacă mergeți cumva în oraș, vă las în drum. Mă așteaptă taxiul. Vă mulțumesc, domnule, dar am de lucru. Ați ghicit bine, Adinauri. Profesorul m-a chemat să-i copiez niște fișe. Îmi pare rău că v-am deranjat. Bună ziua, domnișoară. Bună ziua. Bine că a plecat. Dacă nu erați dumneavoastră aici, nu știu zău cum scăpam de el. Dar să știți că domnul profesor n-are ascurs. Știu. Când o afla nebunul că l-ați mințit, vine înapoi. N-are decât, pe mine tot nu mă mai găsește. A venit. Pănașule, vă așteaptă cineva în birou. Bine, mai de mult? Cam de multișor. Bună ziua, domnișoare. Bună ziua, domnule profesor. Frumos ați mai vorbit la radio, Conaș. Da. Ana este o veche admiratoare a mea. Conașule, v-a căutat un domn. Ce domn? N-a vrut să spui cine. Acu' a ieșit pe ușă. O fi domnul cu care m-am întâlnit pe scări. El era un om mai grăbit ca ăsta, nici că am mai văzut. Iar vă cade un nasture de la haină. Bine, bine, Ana. Acu' te poți duce, mulțumesc. Domnișoară, nu mi-aduc aminte de figura dumitale. Ești înscrisă la mine? Urmezi cursul meu? L-am urmat în primul semestru. Numele dumitale este... Magda Minu. Minu, Magda, Minu, Magda. Da, 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 parcă mi-aduc aminte. Locul dumitale era în fund. În dreapta. Dar lângă fereastră. Da. Acum te văd. Ai făcut și o lucrare de seminar astă toamnă despre protocolul la curtea lui Alexandru cel Mare, nu? Țineți minte? Da, foarte bună lucrare, excelentă. Puțin cam îndrăzneață, dar foarte bună. Dar unde ai dispărut de atunci? Nu te-am mai văzut la curs? De ce? Să vorbesc deschis? Sigur, dar te rog, ia loc. Mulțumesc. Nu mai puteam suferi cursul dumneavoastră. Mă indigna. Da, asta e foarte interesant. Domnule profesor, mie îmi place Alexandru cel Mare. Și mie. Nu. Dumitale, nu-ți place? Îl critici? N-ai încredere în el? Face prea multe greșeli. Nu-i adevărat. Domnișoară, minutonul dumitale pentru o studentă. Vă rog să mă iertați. Prin urmare, ai plecat de la cursul meu, fiindcă nu erai de acord cu mine. Vedeți, pentru dumneavoastră, Alexandru cel Mare e un obiect de studiu. Pentru mine e altceva. E o veche pasiune, încă din liceu. Nu știam că fetele de liceu își caută pasiunile în cartea de istorie. Râdeți de mine. Nu râd. Ești o fată de silitoare și gravă. Nici silitoare și nici gravă. În iunie era cât paci să cadă bacaloreat. Dar pe Alexandru cel Mare l-am iubit din primul moment. Iubit? Da, iubit. E frumos, e tânăr, e puțin nebun, generos. Generos? Ridici din numeri. Cunosc gestul ăsta. Din cauza lui am plecat de la curs. De câte ori e vorba de Alexandru cel Mare, de strălucirea lui, de eroismul lui, dumneata ridici din numeri. Nu pot să te sufăr. Îmi pare rău, domnișoară. Știi cum îți spuneam noi la curs? Cum? Alexandru cel Mic. De ce? Mai întâi fiindcă te cheamă tot Alexandru. Și pe urmă, în comparație cu el, ești mic, ești timid. Da, Alexandru cel Mic. Domnișoară, Minu, te fac atentă că felul dumitale de a vorbi cu un profesor, chiar dacă nu mai sunt profesorul dumitale... Dar sunteți încă profesorul meu. Vreau să mă prezint la examen în sesiunea asta, dacă se poate. Și pentru asta ai venit? Vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Eu nu obișnuiesc să-mi trec examenele la domiciliul profesorilor. Nu, nu, n-am vrut să te jignesc. Totuși aș vrea să știu de ce... De ce am venit aici? Am citit foiletonul dumitale de azi din deșteptare. Prin urmare, se citește. Ce penibil. Penibil? De ce? Fiindcă e plin de greșeli de tipar. Probabil că n-ai înțeles nimic. Ba da, sau cel puțin așa cred. Nu, 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 nici eu nu mai înțeleg. Eu care l-am scris. Termenii tehnici, numele proprii, schimbate, schimonosite. Domnule... Ce să înțelegi dacă în loc de Marocardo apare Maroc, în loc de Kabul, Karum, în loc de Proftazia, Protar. Auzi, dumneata, Protar. Cred că ai băgat de seama. Nu, n-am avut când. Am citit totul într-o suflare, cu inima strânsă. Domnule profesor, am venit să-mi spuneți că nu e adevărat. Ce? Alexandru n-a fost în media. Alexandru nu l-a ucis pe Parmenion. Ba da. De unde știi? Presupun. N-aveți dreptul. Nu are nimeni dreptul. Mișoară, Magda, pui prea multă inimă în lucruri atât de vechi. Pentru mine nu sunt vechi. Pentru mine sunt vii. Încă vii. Eu îl cunosc.
Îl cunosc pe Alexandru, înțelegi? Și eu cred că îl cunosc și nu de ieri, de 20 de ani. Din cărți. Păi, dar sigur că din cărți. Știi, dumneata, un alt mijloc de a-l cunoaște pe Alexandru cel Mare l-ai întâlnit în altă parte decât în cărți. În vis. Îi cunosc vocea, îi cunosc privirea. Ochii lui calzi și umezi. Cu ce orgoliu își ridica fruntea spre stele. Cu ce sfidare își lăsa capul pe spate. Inexact. Plutarh spune că avea gâtul puțin aplecat pe umărul stâng. Toți autorii sunt de acord. Dar niciunul nu l-a văzut ca mine. Nici dumneata nu l-ai văzut, niciodată. Da, drept să spun, nu. Uneori, la curs, ascultându-te cum vorbeai despre el, aș fi vrut să te întrerup, aș fi vrut să strig. Vorbeai cu indiferență despre lucruri amețitor de frumoase. Cum puteai fi așa de rece, așa de absent? Ce vrei, domnișoare? Eu sunt profesor, eu n-am viziuni. Eu nu mă întâlnesc noaptea în vis cu Alexandru cel Mare. Cu atât mai rău pentru dumneata. Și totuși, astă toamnă la curs, în noiembrie, vorbind despre plecarea lui Alexandru în Asia, deodată ai tresărit. Ai ridicat mâna cu un gest ca un fulger. Un gest care deschidea porțile Asiei, porțile visului. Glasul îți vibra. În ochi aveai o mare lumină. Simțeam că te iubesc. Pe mine? Pe dumneata, pe el, pe amândoi. Ah, era o confuzie. Domnișoară Magda, ești un copil. O fată exaltată. Știu, mi s-a spus mereu acasă. Magda, ești exaltată, Magda, ești nebună. Și într-adevăr sunt. Păcat că nu ești și dumneata. La curs îmi venea să râd. Cum te chinuiai să explici lucruri care nu se explică? În știință totul se explică. Se poate, dar în viață nu. Și Alexandru cel Mare știe asta. De aceea el merge cu ochii închiși, înainte, neprevăzut, până la capăt. Și uneori până la crimă. Nu-i adevărat? E un fapt istoric. Îmi pare rău, dar Alexandru l-a ucis pe Parmenion. El? Cu mâna lui? Cred că da. Crezi? Ce ușor îți vine să arunci cuvintele. Crezi? Nu avea niciun motiv să-l ucidă. Da, și Plutarh spune la fel. Dar ce, Plutarh spune că l-a omorât cu mâna lui? Nu, asta e o descoperire a mea, sau cel puțin o ipoteză. De ce-l urăști? Ce ai cu el? Îl urăsc? Eu nu urăsc pe nimeni, sunt un om de știință, caut adevărul. Am dovezi să ți le arăt? N-am ce face cu ele, păstrează-le. Alexandru e o flacără, n-ai să o stingi, dumneata. Cu toate fișele, cu toate plancele, cu toate cărțile dumitale, n-ai să o stingi. Pe mine Alexandru mă fascinează. Și pe mine puțin. Dar nu e bine să te apropii prea mult de el. Ești prudent? N-am fost totdeauna. Vezi, când am început să studiez, nu aveam de gând să fac istoria. Mă preocupa filozofia. Visam o teză despre Aristot. Prin Aristot l-am cunoscut pe Alexandru. Aveam 20 de ani. Vârsta lui când înainta spre Dunăre. Mie îmi place Dunărea. Credeam că vom face drumul împreună. Când deodată el s-a întors scurt, nebunește, spre Teba. A fost splendid. Da, voiam să știu cine este omul ăsta. Voiam să scriu un portret al lui și l-am urmărit de la Teba la Troia, din Grecia în Asia, Suza, Persepolis, Ecbatan, drumul spre Indii, drumul spre Ocean. Pasionant. Da, dar și obositor. De multe ori aș fi vrut să-i spun: destul, oprește-te, Alexandru. Nu te-ar fi ascultat. Nu, n-ar fi avut încredere în mine. Dar astăzi sunt mai bătrân decât el. Am 40 de ani. Vezi, sunt multe lucruri pe care el nici nu le bănuia și pe care eu le știu. Îmi pare tare rău că nu îi le pot spune. Eu da. N-are să te creadă. Un bărbat nu crede femeile care-l adoră. Vezi, toată campania lui din Asia e plină de greșeli. Crezi? Aș putea dovedi. Dar pentru asta ar trebui să refac tot itinerariul lui. Aș vrea să văd cu ochii mei locurile pe unde a trecut. Aș vrea să străbat pas cu pas, metru cu metru, toate drumurile lui Alexandru. Ar fi minunat de frumos. Mă iei și pe mine? Te iau. Mai ales că nu voi pleca niciodată. De ce? Păi nu-ți dai seama. Ar fi o adevărată expediție. Trebuie ani mulți și bani. Foarte mulți bani. Și noi avem. Nu-i avem. Păcat. Ar fi așa de frumos. Domnul profesor a venit? E acasă? E acasă. Domnul profesor Andronic. Eu sunt.
Conașule, dumnealui e domnul care v-a căutat adineauri. Uite, nici acum nu vrea să spună cum îl cheamă. E adevărat, domnule profesor. Ana, ce poți duce? Vă rog, domnule, luați loc. Mulțumesc, domnule profesor. Numele meu e Borgia. D.I. Borgia. Sunt director ziarului Deșteptare. Îmi pare bine. Am fost informat că m-ați căutat azi dimineață la redacție, așa că am venit personal. Sunt foarte măgulit. Eu sunt măgulit, domnule profesor. Vă rog să-mi spuneți cu toată încrederea ce vă aduce azi dimineață la mine. Mi s-a spus că e o chestiune de extremă importanță. Da, am lăsat la gazetă o erată și mi s-a promis că se va publica. E tot ce doream. Sunteți sigur că e absolut tot? Da. Domnule profesor, vă înțeleg. Sunt lucruri ce nu se pot discuta decât între patru ochi. Eu vă las. De ce nu? Nu avem niciun secret. Aș vrea să vorbim mai pe larg despre articolul dumneavoastră. Cu atât mai bine, domnișoara cunoaște articolul. Ne poate fi de folos. Cunoaște? E informată de întreaga chestiune? Perfect informată. Pune poate chiar prea multă pasiune, prea mult interes personal. Aha. Atunci înțeleg de ce adineauri ținea să scape de mine. Exagerat. Domnule profesor, colaborarea dumneavoastră la Deșteptare e pentru mine și gazeta mea o mare cinste. Colaborare? Bine, dar e un accident. Un accident fericit. De câte ori ne spuneam, dacă am putea face din Alexandru Andronic un prieten, un colaborator, care să scrie cu noi, să lupte alături de noi. Sunt surprins. Pentru că nu ne cunoașteți. Fiindcă dumneavoastră, oamenii de bibliotecă, le priviți pe noi gazetarii cu dispreț, în loc să veniți între noi, pentru că împreună să ridicăm nivelul preocupărilor publice. Ce pot spune eu marelui public? Marele public însetat să vă cunoască, să vă audă, să vă urmeze. A fost ambiția mea să vă prezint acestui public și am reușit. Cum vreți să spuneți că articolul meu nu printr-o întâmplare, nu printr-o confuzie? Să fim serioși, domnule profesor, o gazetă ca a mea nu trăiește din confuzii și din întâmplări. A fost ambiția mea să vă prezint acestui public. V-am adus la Deșteptare eu cu mâna mea și nu vă mai las. Nu înțeleg ce vreți să spuneți. Vreau să spun că veți colabora cu noi. De ce am și venit ca să stabilim condițiile colaborării. Domnule, sunt surprins, sunt uimit, mișcat chiar. N-aș fi crezut niciodată că scrisul meu poate să trezească atâta interes, să aibă atâta răsunet. Și încă nu știți nimic, veniți între noi și veți vedea ce se cheamă răsunet. Dumneavoastră aveți lucruri mari de spus și trebuie să le spuneți. Da, dar nu într-o gazetă. Vă înșelați. Articolul de azi dimineață a strânit uimire, a trezit conștiința opinii publice, care în momentul de față așteaptă să vorbiți. E măgulitor, dar e prea mult. Domnule profesor, în articolul dumneavoastră de azi dimineață ați făcut anumite afirmații grave. Foarte grave. Și ați lăsat să se înțeleagă că aveți dovezi. Le am. Dați-mi-le. De ce? Ca să le public. Asta nu se poate. Ce, domnișoară, vă rog să nu vă amestecați într-o chestiune care nu vă privește. Nu mă privește. Trece prin inima mea și nu mă privește. Domnule profesor, e poate momentul să vorbim clar. Să lăsăm la o parte falsa modestie. Articolul dumneavoastră e făcut cu mare artă. Spune puțin, atât cât trebuie. Restul se citește printre rânduri. Fiindcă nu am avut spațiu suficient. Intenția mea este să revin asupra acestor lucruri mai târziu. Asta cer și eu. Să reveniți, dar nu mai târziu. Acum, imediat. Un om de știință nu e niciodată grăbit. Dar eu sunt. Toată gazeta mea vă stă la dispoziție. La nevoie, scoatem o ediție specială. Ediție specială? Mă speriați, nu vi se pare că e prea mult? Dacă probele sunt zdrobitoare, nu e prea mult. În istorie nu există probe zdrobitoare. Cel mult plauzibile, conclude. Numiți-le cum vreți, dar dați-mi. Nu! Ce? Nu, domnule profesor, nu, domnule director, nu! Nu veți primi nimic. Câtă vreme sunt eu aici, nu va ieși nicio hârtie din această casă. Domnule profesor, noi discutăm între bărbați. Nu știu ce drepturi are domnișoara să intervină între noi. Poate că n-am niciun drept, dar am o datorie să împiedic atentatul moral pe care îl puneți la cale. Mă va sărit! Atentat moral împotriva celui mai mare bandit din lume. Nu-ți permiți, domnule, domnule, ai dreptul. Magda, Magda, te rog. Domnule director, țineți seama că dânsa e o fire ciudată, o imaginație aprinsă. De altfel, dumneavoastră sunteți nedrept. Puneți prea multă patimă într-o chestiune care ar trebui privită mai calm, mai senin. Eu nu pot fi senin, meseria mea nu-mi dă voie. Totuși, nu putem arunca vorbe atât de grele, bandit. Probele însă sunt zdrobitoare. De unde știți? Cum de unde știu? Mi-a spus-o profesorul Andronic și mi-o spune în ziarul meu. Dați-mi probele și în trei zile numele lui Alexandru Andronic va fi pe toate buzele. Domnule, propunerea dumneavoastră mi se pare stranie. Real. Și mă întreb dacă nu e o farsă. Păi am eu aerul unui om care își pierde timpul cu farse? Totuși, nu cred. Nu pot crede. Deodată o asemenea propunere e fantastică. O primiți? Nu! Nu primești! Vă întreb pe dumneavoastră, domnule profesor. O primiți? Nu cred să pot.
Nu cred că am dreptul. În orice caz, voi reflecta, voi vedea. Așteptați poate alte propuneri. Vă gândiți poate să lucrați cu altcineva? Nu. Cu atât mai bine. Pentru că să știți, peste mine nu veți trece. Nici nu mă gândesc. E 7:50. În 2 ore îmi trebuie articolul. La 9 l-aștept la redacție. Sau nu. Mai bine vin să-l iau. La 9:50 sunt înapoi. Dar domnule... Domnule profesor, nu pierdeți prilejul pe care vi-l dau. Noi doi putem face împreună lucruri mari. La revedere! Conașule, vă caută un domn. Zice că îl cunoașteți. Vrea să fie singur cu dumneavoastră. Eu plec. Nu, Magda. Rămâi. Treci o clipă dincolo și așteaptă-mă. Vrei? Te aștept. Ana, spune domnului să intre. Poftiți, domnule. Dumneata, ești domnul Alexandru Andronic? Da, eu sunt. Cu cine am onoarea? Știi dumneata mai bine. Sunt Grigore Bucșan. Nu mi-aduc aminte. N-ai auzit niciodată de numele meu? Nu cred. În tot cazul nu mi-aduc aminte. Da. Frumoasă scrumieră. Ce scrie pe ea? Uzinele Bucșan. Da. Și pe bloc notesul ăsta, ce nume e imprimat? Fabrica de hârtie Bucșan. Da. Și aici? Oțelăriile Bucșan. Și dumneata nu mă cunoști. Nu e nimic în casa asta, în orașul ăsta, care să nu poarte imprimat numele meu. Ascensorul cu care te urci, betonul din care e clădită casa asta, ghetele pe care le porți, asfaltul pe care umbli, toate sunt Bucșan. Bucșan. Și dumneata nu mă cunoști. Domnule, eu vă cer scuze, sunt sincer impresionat. Dar eu duc o viață retrasă, singuratică. Ascultă, domnule, să lăsăm glumele. Am venit să vorbesc cu dumneata respicat. E felul meu obișnuit de a vorbi, nu-mi plac intermediați și nici fraze. Spune, cât vrei? Nu vă înțeleg. Câți bani vrei? Pentru ce? Ce să fac cu ei? Treaba dumitare. Eu te întreb cât și dacă îmi convine, plătesc. E vorba de o donație? Da, donație. Pentru Institutul de Istorie Antică? Îmi place formula, nu pentru dumneata, pentru institut, ingenios. Domnule Bucșa, nu vă pot spune cât sunt de emoționat. Ascultă, domnule, am citit articolul dumitale de azi dimineață. Și v-a interesat? Dumneata, ce crezi? E o chestiune atât de străină de preocupările dumneavoastră. Și nu-mi dai voie? E interzis. E interzis, de exemplu, să mă ocup de cereale. E interzis să mă ocup de ovăz. Dumneata numește asta un monopol al ovăzului. Ați reținut expresia? Da, închipuiește, ți-am reținut-o. Te poți felicita, ai lovit bine. Adevărat, e o expresie îndrăzneață, oarecum improprie, care ar avea nevoie de oarecare lămuriri suplimentare. Da, ai preferat să le lași pentru altă dată. Întocmai, dacă va fi nevoie, vom reveni mai pe larg. Nu va fi nevoie. Îți spun eu că nu va fi nevoie. Mă tem să nu se creadă că e o eroare la mijloc, fiindcă ovăzul la care mă refer nu e cereala comună pe care o cunoaștem cu toții sub numele de ovăz. Da, să revenim la chestiune. Tocmai asta e chestiunea și e foarte delicată. Vedeți, eu presupun că trebuie să fie un fel de ovăz sălbatic. Dar certitudine nu există, după cum spuneam și azi după masă la radio. Ai vorbit la radio? Da, azi după masă. Despre ce? Despre chestiunea asta. Nenorocitule, ce fel de șantaj e ăsta? Șantaj? De ce te amesteci în meserii pe care nu le cunoști? Dacă nu știi cum să faci un șantaj, lasă pe alții. Vă rog. Ai publicat un articol, foarte bine, am înțeles, am venit. Dar ce nevoie mai aveai de radio? Spune, răspunde. Explică, vorbește, de ce taci? Nu știu ce să răspund, nu știu ce vreți. Canalie. Poate că nu știți cine sunt, poate căutați pe altcineva. Eu sunt profesorul Andronic. Și eu sunt Bucșan. Grigore Bucșan. Vrei să te măsori cu mine? Dumneata? Domnule, vă repet că e la mijloc o confuzie sau o farsă sau poate că... Poate sunt nebun. N-am spus asta. Nu, într-un fel sunt nebun. Nebun că viu aici să-ți ofer bani în loc să te nimicesc cu o singură lovitură. Dar nu vreau. Nu-mi plac scandalurile. Atunci? Atunci termină cu jocul ăsta, stopi și vorbește. De unde cunoști afacerea Protar? Afacerea Protar? Nu știu, nu înțeleg. Nu înțelegi, nu știi, dar publici. Ascultă aici.
Vom arăta alte date că de la Protar la Carun, în fază insuficient studiate, ar merita să fie aduse la lumină. Cunoști fraza asta? Da. Cine a scris-o? Eu. Și nu știi ce e Protar? Nu e Protar, ci Proftazia. Cum? E o greșeală de tipar. În loc de Proftazia a apărut Protar și în loc de Kabul, Karum. Îți bagi joc de mine. Vă spun adevărul, tot articolul e plin de greșeli. Am dat și o erată, are să apară mâine. Unde? În Deșteptarea. Iar? Îmi întinzi o nouă cursă. Cursă? Cum cursă? Ce fel de cursă? Nu vă spun că e o eroare? În loc de Proftazia a apărut Protar și în loc de Kabul, Karum. Proftazia? Ce e Proftazia? Un oraș vechi din Asia Mică. Și Kabul? Un fluviu. Nu cred. Păi să vi le arăt pe hartă, poftiți. Priviți-le. Kabul, fluviul Kabul și aici Proftazia. Și dumneata vrei să cred că nu e nicio aluzie în articolul ăsta? Ce fel de aluzie? Niciun subînțeles? Ce fel de subînțeles? Să fie oare posibil? Nu, nu e posibil! Dumneata, cine-i dumneiei? Nu-l întreba pe el, că nu știe. Mai bine întreabă-mă pe mine despre el. Vrei să știi cine e? E un ex-loc. Magda! Un șantajist! Domnișoară! Și dumneata? Dumneata ești un biet naiv pe care îl duce oricine de nas. Ascultam de dincolo fără voia mea și muream de râs. Greșeală de tipar! Ha! Proftazia! Și dumneata crezi? Vă rog să nu o luați în seamă, domnule. Fata asta nu știe ce vorbește. Așa, insultă-mă acum. Din partea dumitale nici nu mă aștept la altceva. Insultă-mă, lovește-mă dacă vrei. Dar n-ai să mă împiedici să spun adevărul. Tot adevărul. Care adevăr? Ce adevăr? Magda, vino-ți în fire. Domnule, fac apel la bunul dumneavoastră simți. Tot ce se întâmplă aici e neucitor. Trebuie să facem lumină. Da, să facem lumină. Spune-i, te rog, dumnealui, cine a fost adineaur aici? Adineaur? Nu știu, nu mi-amintesc. Vrei să spun eu? A, da, un gazetar, directorul ziarului Deșteptare. E nevoie să vă spun despre ce au discutat acești doi domni? Destul, acum știu tot. Eu nu știu nimic. Spuneai adineaur că nu mă cunoști. Aveai dreptate. Te voi învăța eu să mă cunoști. Domnule, nu plecați așa, vă asigur că e o eroare, e o mare eroare. Ești un om pierdut. Magda, de ce ai făcut asta? Nu știu. Ce ai urmărit? Ce ai vrut? Nu știu. Încă nu știu. Cum e posibil să afirm că sunt un excroc, un șantajist? Știi dumneata cine sunt eu? Ce sunt eu? Da, ești un copil. Mamnișoară, nu uita că sunt profesorul dumitale. Nu uita că vei da un examen cu mine, un examen de istorie și că s-ar putea să cazi. Și dumneata ai dat cu mine un examen, un examen de viață. Și ai căzut. Nu-ți dau voie, dumneata. Nici nu-ți cer voie. Dacă nu eram aici, dacă nu intram la timp, ar fi făcut din dumneata tot ce vroia. Dar ce vroia? Asta nu știu. Dar ceva vroia și el și celălalt gazetar. Crezi că e vreo legătură între ei? Crezi că se cunosc? Nu-ți spun eu că ești un copil. Din cauza dumitale am intrat într-o teribilă aventură. Da, prima dumitale aventură. Ți-e frică? Ce-i de făcut? Nu știu. Ba da, știu. Mai întâi e de cusut acest nasture de la haină care ți-a târnă de când ai venit. Crezi că Alexandru cel Mare pleca la luptă cu nasturii rupți? Seara târziu, ferestrele biroului Întreprinderilor Bucșan sunt luminate puternic. În încăperea somptuoasă, patronul, agitat, nervos, ca după o zi în care afacerile nu i-au mers în plin, și-a chemat secretara, domnișoara Werner. L-ai găsit pe Brănescu? Încă nu. Foarte rău. L-am căutat peste tot, la minister, la camera, acasă, la capșa. Nu e nicăieri. Să fi plecat din oraș? Nu cred. Azi dimineața a vorbit la senat. Am lăsat vorbă. La orice oră vine să poftească aici. Bine. Da, Gobien? Așteaptă alături. Ai luat informații despre el? Citiți. Aveți nota pe birou. Da. Sunt date exacte? Cred că da. De ce vrei să tragi perdeaua? Ar putea să pare neobișnuit fereastra dumneavoastră luminată la ora asta. Las-o așa. Acum n-are cine să mai vie. Să-l introduc? Pe cine? Pe Gobien. Da, sigur. Sunteți obosit. Nervos. Eu? Poftiți. Avem onoare. Dumneata ești Agopian? Da, Kenk, Kenk Agopian. Domnule, dumneata ai o tipografie. Da. Vreau să-mi o vinzi. De ce? Fiindcă vreau să o cumpăr. Tipografia merge prost. Prost, dar merge. E plină de datorii. Da, dar are și clienți. Care nu plătesc. Deșteptarea îți datorează 480.000 de lei. Dacă îmi plătește răsuflul. Nu va plăti.
Credeți? Sunt sigur. Da. Directorul mi-a trimis vorbă că până mâine seara... Nu va plăti. Nu? Cât te costă tipografia? Vedeți, e o tipografie mică, dar bună. Cât te costă? 1.800.000. Mai puțin. Știți cât mă costă? Știu. Să spun exact? Da. Exact de tot. Cât se poate? 1.240.000. Din care 240? Nu i-am plătit nici până azi. Tocmai. E bine, îți ofer pentru tipografia dumitare 4.000.000. Vorbiți serios? Agopian, uiți unde te afli. E enorm, dar de ce? Fiindcă vreau să cumpăr. A venit domnul ministru Brălescu. Să aștepte. Spune că vrea să... Să aștepte. E, Agopian, te-ai hotărât? Nu știu, mi-e frică. Frică? Da, e prea mult. Să-ți dau mai puțin. Nu, știți, mașinile sunt vechi și linotipurile defecte. Știu tot și repet propunerea. 4.000.000, primești? Păi, pot să nu primesc. Dumneavoastră în locul meu n-ați primi. Ești un om rezonabil, Agopian. Îți semnezi un cec sau vrei bani? Un cec, că e mai ușor. Bine. Bine, vei găsi alături la secretariat un contract provizoriu. Îl semnezi și asta e tot. Dar să nu uit. Te duci la tipografie și anunți că ai vândut-o. E mașina mea. Nu e mai bine să anunți mâine dimineață? Nu. Am nevoie de tipografie în noaptea asta, fiindcă vreau să o închid. Când? Chiar acum. Imposibil. Am contract cu deșteptarea. Pe care nu l-a respectat. Așa că ai tot dreptul să încetezi oricând imprimare. O să mă dea în judecată și o să ceară despăgubiri enorme. Am prevăzut și asta în contract, le suport eu. Da, ce mare treabă, dacă îi mai lăsăm până mâine. Nu. Dar explicați-mi și mie. Eu când plătesc nu explic. Pentru ultima oară primesc sau refuz, da sau nu. Am zis odată, da, dar rămâne, eu sunt un om de onoare. Werner Agopian se duce la tipografie și se întoarce. Dacă totul este în ordine, îi predai cecul ăsta. 4.000.000? 4 ani, e enorm. Mărești comisionul contractului cu gir cu 0,75% și ne acoperim toate pierderea. E exact ce trebuie. Îl primiți pe domnul Brănescu? Să vie. Poftim la mine în birou, domnule Agopian. Cu setea mănăhăle. Coale Ghiguță, omul dumitar. De unde vii, ministrule? De la Sinaia. Sinaia? Când ai plecat, când te-ai întors? Nu m-a mai întrebat. Sunt mor de obosel. Mă lasă șed? Poftim. Sunt dărâmat. Ieri Consiliul de Miniștri, azi noapte la Cameră, azi dimineața la Senat. Dom'le, cu blestemat asta de legea bacalaureatului. Tot nu s-a terminat. Ba da, a dat Dumnezeu. Și când m-am văzut liber, în sfârșit liber, m-am repezit la Sinaia să trag un pui de somn. Și eu te caut în tot Bucureștiul. De unde să știu, Coane Griguță? Parcă eu nu te caut. Săptămâna trecută am fost pe aici de 3 ori. Dar cine poate să te vadă când nu vrei dumneata? Azi am vrut. Și iată, când mi s-a comunicat că m-ai căutat dumneata, am lăsat Sinaia, am lăsat somn și m-a prezit. Ministrule, ești un om de ispravă. Sunt, dar dumneata nu mă iubești. Nu te iubesc. Nu, dacă m-ai iubi, m-ai lăsa să mucezesc la instrucție. Instrucție îmi trebuie mie. Ce pot să fac eu, Brănescule? Poți, poți. Scoate-mă de pe linia moartă și dă-mi și mie un minister serios unde să fie de lucru. Pentru mine și pentru dumneata. Și ce anume? Finanțele. Exagerezi. Sau industria, sau comunicațiile. Ca să fiu și eu de folos, Coane. Să vedem. Deocamdată poți să-mi fii de folos și așa. Poruncești. Cunoști pe unul Alexandru Andronic? Funcționar la minister? Nu, profesor la universitate. La universitate? Andronic. A, da, unul slăbănuc, spălăcit. E la litere. Nu e profesor. E conferențiar de istorie. Tocmai. E bine, am înțeles și s-a făcut. Vrei să-l fac profesor prim? Catedra de istorie antică e liberă. S-a făcut. Eu dau. Nu, dimpotrivă. Cum dimpotrivă? O să-l dai afară. De ce? Fiindcă vreau eu. Serios, Conegrius? Foarte serios, să-l dai afară. E, o să fie greu. Foarte greu, aproape imposibil. Iată un cuvânt care nu face parte din vocabularul meu. Păi nu-ți spun eu că... Ăsta e un minister nenorocit, Coane Griguță. Crezi că faci ce vrei? Ești cu mâinile legate. Autonomie universitară. Păi, de ce vreau eu să plec de aici? Ai să pleci. Păi, nu o lua așa, Coane Griguță, că mă îmbolnăvești. Stai, să judecăm, să ne sfătuim, să vedem ce-i de făcut. Un singur lucru, îl dai afară. Nu poți? Chiar dacă nu-l dau afară, îl țin pe loc toată viața. Nu-l avansez.
Bine, atunci să mă adresez primului ministru. Coane Griguță, lasă telefonul, că îmi pare rău să-mi faci mie una ca asta. Coane Griguță. Brănescule, omul ăsta trebuie să iasă din învățământ neapărat. Dacă tu nu poți să faci asta, îmi găsesc eu oameni care să poată. Înțelegi? Înțeleg, dar lasă-mă să mă gândesc. N-am timp. Îi numesc un șef de catedră care în 2-3 luni îl înnebunește și își dă singur demisia. E ridicul 2-3 luni. Crezi că te-am chemat aici la ora asta ca să aștept 3 luni? Trebuie să se termine totul imediat. Mâine cel mai târziu. Mâine? Stai să găsesc o soluție eroică. Nici așa cu... E bine, s-a făcut. Cum? Vezi? Păi vezi dacă îmi dai timp să mă gândesc? Se aranjează. Uite, mâine dacă Andronic are curs la facultate... Are. Păi de unde știi? M-am informat. E bine, n-are să-ți ție cursul. De ce? Fiindcă n-o să-l lase studenții. O să fie scandal în sală. Am eu oamenii mei, vociferări, șuierături, la nevoie pocnete. Și, și? Și în fața acestei situații, ministru va fi nevoit să facă o anchetă, să ia măsuri, dispoziții urgente. Ministrule, îmi place. Coane Griguță, doar sunt omul dumitare. M-ai înfierbântat rău adineori cu telefonul pe care vrei să-l dai. Am tras o spaimă, Coane Griguță. Lasă că treci. Da, unde pleci? Hei, ce crezi că mai am timp de pierdut? Trebuie să aranjezi totul pentru mâine, Coane Griguță. Da, Coane Griguță, să nu mă uiți. Să mă scoată de aici, că zău nu-i de mine. Nu-i de mine, Coane Griguță. Să-mi dea altceva. Zău așa, Coane Griguță, finanțele sunt. Bine, ministrule, la revedere. La revedere, Coane Griguță. S-a întors Acopian? Încă nu. Îmi dați voie să vă spun că ați dat prea mult. Se putea aranja mai ieftin. Poate, dar nu voiam să încerc. N-am timp și nici nerv pentru asta. Ce mă îngrijorează în toată afacerea e că nu înțeleg. Dosarul Protari în casa mea de fier de un an. Nu l-a văzut nimeni. N-am vorbit nimănui. Și totuși, cineva îl cunoaște. Cum? De ce? De ce? E foarte simplu. Persoana în chestiune vrea bani. I-am oferit și a refuzat. Nu-mi plac oamenii care refuză. Mi-e frică de ei. Frică? Da, fiindcă nu-i înțeleg. Eu oamenii cumpăr sau îi dărâm. Sunteți un om tare. Deocamdată. Ca un îmblânzitor de lei. E totdeauna tare deocamdată cât îmi pare biciul în mână. Dar e de ajuns ca un singur leu imbecil să zgârie cu laba ca toți ceilalți să tabere pe el și să-l sfâșie. Eu nu mă las gâriat. Știu. Coane Griguță. Gata aici? Iartă-mă că-mi fac apariția neanunțată, dar am văzut lumină la fereastra dumitale. Am sunat și mi s-a deschis. În sala de așteptare nimeni, la secretariat nimeni. Așa că am intrat. Werner, lasă-ne singuri. Da. Ce vrei? M-am chemat și am venit. Te-am chemat eu? Da. Nu mi-ai spus că mă aștepți aici mâine dimineață la 9? Și e 9 dimineață? Nu, e 12 noaptea. Atunci? Am venit ceva mai devreme, Coane Griguță. Nu-mi plac orele fixe. Știi cine te cheamă, dar nu știi niciodată cine te așteaptă și te trezești cu procurorul. Am oroare de flagrant delict. Și eu. Tocmai de aceea am venit, ca să spun că m-am răzgândit și te primesc. Primești. Ce? Să lăsăm glumele, Coane Griguță. Am avut o zi grea amândoi. Eu nu. Coane Griguță, eu vreau să termin. Nu e ușor să lupte cineva cu dumneata? Mie îmi spui. Am căutat documente, acte, cifre, probe. Și? Le-am găsit cu greu, dar le-am găsit. Te felicit. Mă feliciți, dar nu din toată inima. Un scandal acum înaintea semnării contractelor Carun. Nu ți-ar conveni. Trebuie să scriu un reportaj pentru Ultima Oră. Poate că e mai bine să nu apară. Ce părere ai? Nici nu o să apară. Bravo, Coane Griguță, știam eu că ne înțelegem. Uite, dau un telefon la deșteptare să le spun că nu mai trimit reportajul. Nu te mai osteni. Trebuie, mă așteaptă secretarul de redacție. Nu te așteaptă nimeni. Deșteptarea dumitale nu mai apare. Cum? Am suprimat-o. Coane Griguță, dumneata poți multe, dar sunt lucruri pe care nici dumneata nu le poți. Domnule, gazeta dumitale datorează tipografiei mele suma de 480.000 de lei.
Am dat dispoziții ca începând de astă seară să se înceteze lucrul. Cum, tipografia dumitale? De când? De o jumătate de oră. Nu te cred. Ia telefonul, informează-te. Nu, nu. Nu, dumneata, nu minți. Ba da, dar când mint, sunt mai subtil. Joci tare, Coane Griguță. Fac și eu ce pot. Joci prea tare și nu e bine. De ce? Eu nu vorbesc pentru mine. Pe mine m-ai lichidat. Dar mă gândesc la dumneata. Greșești. Serios? Da, da. Fiindcă suprimând deșteptarea, o foaie obscură pe care nu o citea nimeni, provoci un scandal mult mai mare decât a făcut acest ziar timp de 10 ani cât a trăit. Crezi? Mâine se va știe, bineînțeles, de la mine, că Grigore Bucșan a suprimat cu mâna lui deșteptarea, fiindcă i-a fost frică. Și vor fi 500 de oameni care se vor întreba de ce i-a fost frică. Și atunci, afacerea Protar, de care vrei să nu se audă nici măcar o șoaptă, va fi discutată în gura mare. Și afară de asta, uiți că mai există cineva, Andronic. Complicele dumitare. E prea abil să aibă complici, lucrează de unul singur ăsta. Nu ești înțeles cu el? Aș fi vrut. Totuși l-ai vizitat azi după amiază. Fără rezultat. Coane Griguță, acum e inutil să mai ascund ceva. Uite care e adevărul. Adineauri am mințit. N-am niciun document. Ne. Totul e în mâna lui Andronic. Andronic, ăsta e un bandit. Știu. Am fost la el, am promis, l-am amenințat. Uneori aveam impresia că sunt gata să reușesc, dar nu era la el o femeie, o fată. Brună? O cunoști? Puțin din vedere. Jucau împreună comedia. Masca lui de savant cinstit se ascunde un aventurier, un mare bandit. Mai mare decât noi? Se va vedea. Dacă aveam hârtiile, tot aici veneam cu ele, Coane Griguță. Păcat. Era mai bine și pentru dumneata. Sunt sigur că ne-am fi înțeles. La 9 am fost la el, dar degeaba, a dispărut, am alergat după el în tot orașul. Nu l-a văzut nimeni, nu e nicăieri. Și atunci? Am renunțat ce era să fac. Și am venit să joc la dumneata ultima carte. Îmi spuneam, poate se prinde. Și nu s-a prins. Ai scos din joc? Dar rămâne el. Cu mine a fost ușor, fiindcă ne cunoaștem de mult. Dar marea lui forță e că nu-l cunoaște nimeni. Nu știi de unde să-l iei. Ei, viu eu de hac și visătorului ăsta. Îmi pierd o partidă. Nu-mi rămâne decât să mă retrag. Pane Griguță. Ascultă. Vrei să scoți gazeta mâine dimineață? Ce? Cumpără tipografia, ți-o vând. Îți râzi de mine? Nu, sunt dispus să vând. Cumpără-o. Ce bani? Ei, bani, găsim noi. Ușor de spus. Spun că găsim. Întrebarea e dacă vrei să cumperi. Cât? 10 milioane. E ieftin. Nu, e scump. Groasnic de scump dacă plătești. Dar dacă nu plătești, e ieftin de tot. Atunci? Semnezi niște polițe pentru 10 milioane. Și cum vrei să ți le plătesc? Când vrei să ți le plătesc? Niciodată. Nu înțeleg. Polițele rămân la mine, în caseta mea particulară, și nu ies de acolo niciodată, îți dau cuvântul meu de onoare. Da. Niciodată, dacă ești rezonabil. Coane Griguță, atâta pot să spun, n-o să-ți pară rău. Știu, mie nu-mi pare niciodată rău. De azi încolo sunt omul dumitale, eu și deșteptarea. Faci ce vrei cu ea, îți aparții. Nu, între noi a intervenit o afacere comercială. Deșteptarea rămâne a dumitale, faci ce vrei, scrii ce vrei. Nu-mi place să impietez asupra convingerilor nimănui. Ești un om delicat, Coane Griguță. Și dumneata, un băiat inteligent. Hai, semnezi? Chiar acum? Dacă vrei să apară mâine dimineață. S-a făcut. Uite, 10 polițe, câte un milion. Scadențele le lași în alb. Prea bine. A venit Agopian. Îndată. Treci la măsuță directore și scrie. Mă întorc imediat. E în ordine, Coane Griguță. Hei, Agopian, ce se aude? Am executat cum ați dorit dumneavoastră. Am oprit lucrul. Am închis atelierul, v-am adus cheile. A fost greu? Ușor n-a fost. Când au aflat despre ce e vorba, au coborât cu toții din redacție în tipografie. Țipau, urlau, spuneau că nu se lasă. Dar eu am dat ordin lucrătorilor să înceteze activitatea. Spuneau că nu-i lasă pe lucrători să plece, că sparg ușile. Cheile
Vi le las dumneavoastră? Nu, că nu mai sunt proprietar. Cum m-ați spus? Am vândut tipografia. Acum, noaptea? N-am cumpărat-o tot noapte. Și cui ați vândut-o? Vino la mine în birou și ai să vezi. Uite, dumnealui. Dumneata aici, domnule director? Da, eu, și zi așa, mi-o mor gazeta noaptea pe la spate. Ce era să fac? Preț mare, om sunt și eu. Dumnealui e nou proprietar. Vorbiți serios? Acopian. Vă rog să mă iertați, dar nu vine să cred. Ai cumpărat tipografia, domnule director? Da, am cumpărat-o. Și mie îmi spuneai că n-ai bani să-ți plătești datoria. Acopian, nu te amesteca în treburi care nu te privesc. Așa e. Da, acum ce fac cu cheile? Te întorci înapoi la tipografie, o deschizi și dai drumul gazetei. Dumneavoastră, domnule Bucșan, ce ziceți? Eu nimic, dumnealui e proprietar. Să mă bate Dumnezeu dacă mai pricep ceva. Hai, copiam, mergem împreună. Nu, directore, dumneata mai rămâi. Domnule director, trebuie să dau un telefon să nu plece lucrătorii. De dincolo de la secretariat, acopian. Eu, teribilă noapte, domnule. Uite, directore, de ce te-am oprit. S-ar putea ca mâine dimineață la cursul lui Andronic să fie oarecare neliniște. Va carmă sală, întreruperi, huiduieli, în sfârșit poate și mai rău. Și atunci ministerul... Cum ești cu Bărănescu? Să zic bine. N-ar fi rău. Că atunci sunt foarte bine. Chiar în numărul de mâine e un articol foarte favorabil pentru el. Cu atât mai bine să-i pui și fotografia. S-a făcut. Și cum spunea, ministerul va trebui să intervină. Dar pentru asta a trebuit să-i se atragă atenție. Bineînțeles, opinia publică cere explicații, vrea sancțiuni. Iar ziarul Deșteptare e primul care dă alarma, e primul care cunoaște întreaga chestiune, pentru că întâmplător. Mâine un reporter de-a nostru asistă în sală, ia note și eventual fotografii. Director, îmi place. Și dumneata mie, pane Griuță. Da, eu. Cine? Dumneata? Un moment. Știi cine e la aparat? Nu, cine? Fata. Fata lui Andronic. Ia te uit. Da. Acum? E jos? Bine, aștept. Vine aici. Ce-o fi vrând? În tot cazul trebuie multă atenție primeștioasă. Crezi? Instrumentul lui. N-am avut impresia asta. În sfârșit am să văd. Eu te las, ar trebui să trec pe la redacție. Mai așteaptă puțin, poate mai avem nevoie de dumneata. Treci dincolo, te chem eu mai târziu. Prea bine, Coane Griguță. Poftim, domnișoare. Poftim. Am impresia că eram așteptată. Așteptată, mărturisesc că nu. Dar binevenită. Asta o să vedem. Domnule Bucșan, ne-am cunoscut astăzi și mai ales ne-am despărțit într-un mod... ciudat. Cel puțin ciudat. Vezi, au trecut de atunci câteva ore și mi-e teamă că am provocat, fără voia mea, o serie de încurcături care ar putea să ducă la o catastrofă. Catastrofă? Pentru cine? Pentru toată lumea. Și pentru dumneata, în primul rând. Nici o grijă. Dacă e vorba de mine, nici o grijă. Îmi pare bine că te văd așa de calm. Azi după amiază erai mai nervos. Ma, între timp m-am mai liniștit. Dar eu nu. Vezi, mă plimbam adineauri, înainte de a te chema la telefon. Mă plimbam prin fața clădirii dumitale. Frumoasă clădire. Și deodată mi s-a părut că toată această clădire imensă se clatină. Se prăbușește. Domnișoare, cine ești dumneata? Ce vrei? Ce cauți aici? Ce caută în casa profesorului Andronic? Ești prietena lui? Așa se numește? Prietena lui. Azi după amiază erați certați. Ai vrut să te răzbuni? Da și nu. Mai mult am vrut să mă apăr. Nu înțeleg. Vezi, dumneata nu-l cunoști pe Andronic. E un om primejdios. Nu pare. Tocmai de aceea e primejdios, pentru că nu pare. Dar când se dezlănțuie, e năprasnic. E un tip rece, aspru, violent. E sălbatec. Frumos portret. Și-l iubești? Dacă-l iubesc, mă amețește, mă domină. Lângă el simt primejdia. Lângă el simt că totul în viață e posibil. El n-are scrupule, n-are ezitări. E ca o mare în furtună. Mă sperii. Aș vrea să te sperii. Am venit ca să te sperii. Vrei să te explici, domnișoară? Uite, am știut de la început că Andronic
are afacerea Protar în mână. O cunoști dumneata? Vag, dar am știut că are documente care te privesc și că poate să vorbească. Canarie. Dar că poate să și tacă. N-am fost la el, nu i-am oferit. Nici nu m-a lăsat să vorbesc. Și-a spus probabil că e mult prea puțin ceea ce ofer dumneata, pe lângă ce poate el să obțină prin luptă. Și atunci? Atunci a inventat tot jocul pe care l-ai văzut. Că nu te cunoaște, că nu știe cine ești, că totul e o confuzie, o eroare. Și dumneata erai gata să-l crezi. Fiindcă nu înțelegeam și nici acum nu înțeleg ce urmărea negând. De ce? Foarte simplu. Vrea să te deruteze, să te liniștească, să-ți înlăture orice bănuială. Și apoi după 2-3 zile, prin surprindere, să lovească. Și de ce nu l-ai lăsat? Fiindcă mi-am dat seama că sunteți puternici și că lupta poate fi teribilă. Aici ai dreptate, teribilă. De aceea am sărit azi între voi. Vroiam să vă înțelegeți pe loc și să terminați în mod cuminte întreaga afacere. N-ai reușit? Nu. Dumneata ai plecat, iar el s-a apucat imediat să scrie. Să scrie? Ce? Despre o văz. Canarie! Nu, e mult mai mult. E un mare aventurier. Mă ameninți. Te previn. Te-ai uitat bine la el? Când îl vezi prima oară, stai respirația. Ai observat cu cine seamănă? Cu cine? Cu Alexandru cel Mare. Nu știu, nu cunosc. Domnișoare, ce vrei? Ce propui? Îți propun liniștea. Îți aduc liniștea. N-am nevoie să liniștit. Nu-i adevărat. Dacă ai fi liniștit, nu te-ai găsi aici la ora asta. Dar nici dumneata. Eu n-am spus că sunt liniștită. Dimpotrivă, nu sunt deloc. Ai motive personale? Da. De ordin intim? Întreb prea mult. Lasă-mă și pe mine să te întreb. Nu crezi că dacă omul ăsta va pleca mâine dimineață într-un lung voiaj de 3 ani undeva departe, în Asia, dumneata vei dormi mai liniștit? S-ar putea. Atunci voiajul ăsta e o soluție. Scumpă? Nu știu ce numești dumneata scumpă. Uite, eu scriu aici o cifră. Atât. Ar fi de ajuns? Da, dacă mai adaugi un zero la sfârșit. Se face prea mult. Pentru ce capeți, în schimb, liniștea dumitale, e destul de puțin. Poți să-l văd pe Andronic? Da, îl aduc imediat. Unde e? E pe aici, pe aproape, mă așteaptă. Bine. Dar fii atent cum vorbești cu el. E atât de susceptibil. La prețul ăsta ar putea să nu fie. Vino, directore, o să te mir. Nu cred, am văzut atâtea astăzi. M-am înțeles cu Andronic. Ai garanții? Cea mai bună garanție, pleacă. Pleacă din țară pentru 3 ani. Coane Griguță, drept să spun, bine ai făcut. Parcă mi-ai luat o piatră de pe inimă. Cu tipul ăsta aici n-am fi avut liniște deloc. Găsești că seamănă cu Alexandru cel Mare? Cine? Andronic. Alexandru cel... Mai știi... Te pomenești că seamănă. Da, cu reportajul de mâine, cu scandalul de la curs, ce facem? Bine că m-ai adus aminte. Alo, Brănescule, dormeai? Ei, trezește-te. Ramolit ești ăsta. Yes. Ascultă, scandalul de mâine dimineață, nu mai e nevoie. Se contramandează. Cum? Nu se poate? Ce înseamnă prea târziu? Să faci bine să iei măsuri. Ordine, mă auzi? Ordine! Cretin și ministrul ăsta. Ziceai că ai mâine un articol despre Brănescu? Da. Păcat, mă plictisește, nu vezi? Păi am putea să-l schimbăm. Mai e timp? Că dacă spui dumneata... Atunci schimbă-l. S-a făcut. Am săturat și de domnul ăsta. Poftim, domnule profesor, poftim, sunt încântat că te văd. Nu speram să ne întâlnim așa de repede și încă bun prieten. Vedeți, domnule Boșan. Sper că domnișoara... Magda. Domnișoara Magda v-a comunicat propunerea mea și că o primiți. Nu știu încă dacă pot, dacă... Cum nu știi? Ne face dificultăți? Vreau să spun că tot ce s-a întâmplat azi a fost așa de neașteptat, așa de năucitor. Și dacă ezit... Eziți? Dacă nu știu încă ce să vă răspund. Mare bandit. Vă negriguță, ia-l repede. Domnule profesor, dumneata nu știi să răspunzi, dar eu știu să întreb. Dumneata, vrei să pleci? Dacă vreau. Dar ăsta a fost visul meu de o viață întreagă. Atunci pleacă. Ți-am pus la dispoziție tot ce trebuie. Mai mult decât visam. Prea mult chiar. Prea mult? Ce înseamnă prea mult? Pentru asemenea întreprindere nimic nu e prea mult. E mai bine să pornim de la început cu un buget asigurat decât să ne întoarcem din drum înainte de vreme.
Obiectivele științifice pe care le urmărește profesorul Andronic în Asia sunt atât de vaste. Într-adevăr sunt vaste. Îmi îngădui să o spun fără modestie. Pornind pe urmele lui Alexandru cel Mare, voi încerca să descifrez ceva din acest mister. De-aia pe departe, Coane Grigur. Totuși, gestul dumneavoastră, domnule Bucșan, deși nu sunteți de specialitate, este emoționant. Vă asigur însă că chiar pentru un economist, pentru un om de afaceri, concluziile mele nu vor fi lipsite de interes. Vedeți, dacă n-ar fi decât problema cu totul secundară pe care am atins-o în articolul de azi. Ce? Problema ovăzului și a cerealelor. Domnișoară, iar încep. Dacă n-ar fi decât domnule profesor, să lăsăm toate astea. Vrei să mă convingi? Nu e nevoie. Sunt gata convins. Când pleci? Oricând, mâine, cât mai repede. Da, profesorul ce spune? Aș spune și eu la fel. Dar e ceva care mă neliniștește. Ce? Aș vrea să știu, și trebuie să știu, ce înseamnă vorba asta protar? Cum? N-ai spus dumneata singur că e o greșeală de tipar? O confuzie. Am spus și am crezut, dar m-am gândit bine. Cuvântul ăsta trebuie să aibă un înțeles ascuns. E nebun. Face pe nebun. Cum auziți cuvântul ăsta protar, tresăriți cu toții la fel de o spaimă ciudată. De ce? Începe iar șantajul. Domnișoară, dacă își închipuie că mai poate smulge o singură centimă mai mult de la mine, se înșală. Domnule profesor, vrei să știi ce înseamnă protar? Ce? Da. Îmi dai voie, domnule Bucșan, să-i dezvălui secretul nostru. Cum? E bine, iată, protar e o societate pe care domnul Bucșan o plănuiește mai demult și acum în sfârșit vrea să o realizeze. Protar! Nu bănuiești despre ce e vorba? Nu. Gândește-te bine, nu ghicești. Nu. Și totuși e foarte simplu. Asociația pentru încurajarea studiilor de istoria antică. Extraordinar, formidabil. Extraordinar. Într-adevăr, extraordinar. Domnișoară, ești un geniu. Nu, domnule Bucșan. Domnule profesor, să știi că nu sunt un geniu. Sunt numai o fată care te iubește puțin. Chiar mâine dimineață constituim societatea protar. Werner, te rog să-mi pregătești pentru mâine actul constitutiv și statutele. Și cine va fi președintele Consiliului de Administrație? Cum cine? Domnul profesor Alexandru Andronic. Cum? Eu? Ce? Vine, eu plec. Tocmai de aceea. E o lovitură. Formidabilă. Merită s-o dăm la gazetă. Sigur că dăm. La ultima oră. Evident. Da. Alo, Ștefănescu, ne-ai păstrat ultima oră liberă. Ia o hârtie și scrie ce zictezi. Ieri în capitală s-a constituit societatea anonimă Protar. Scopul acestei societăți... Pardon? Da. Pardon. Unul din scopuri. Mai sunt și altele. Așa, unul din scopurile acestei societăți este încurajarea studiilor de istorie antică. Președintele Consiliului de Administrație este domnul Alexandru Andronic. Ai scris profesor Alexandru Andronic, eminentul nostru colaborator. Domnule profesor, ați ascultat Ultima oră. Adaptare radiofonică după piesa lui Mihail Sebastian. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Mihai Zira. Înregistrare din anul 1963.